video cu mine. Da, Astrid, uite, fac video. Oricum făceam astăzi un video, dar aștept acum să convertesc niște filmări din acest weekend. Weekendul ăsta am fost plecată la București, la Otaku Fest. Și ce pot să zic pe scurt despre el? A fost drăguț, dar cam mic și aglomerat. Și asta eu cam pierdut din strălucire. Am filmat și pe acolo, dar n-am filmat foarte mult. Am filmat câteva prezentări din concursul de cosplay, individual și pe echipe. O să pun câteva la mine pe profil. Na, pe contul meu, Ningyo Tenshi. Links in my pants. Chiar dacă otaku nu a fost atât de spectaculos pe cât mă gândeam eu că o să fie, a fost ocazia pentru mine să mă întâlnesc cu niște persoane cu care stăteam de vorbă pe net de 4-5 ani. În sfârșit le-am văzut live și am fost foarte fericită. Deci da, salutări lui Cami, Adi și Elix. Pare bine că v-am văzut, sper să vă mai văd. Dar m-am reîntâlnit cu alte persoane, alți prieteni de pe net, din A-Camp. A fost foarte frumos. N-am mai vrut să plec de acolo, dar trebuie. Da, vă salută, Carina. De acolo de jos. Hai. De acolo de jos. Hai, lasă-mă să te filmez, te rog. M-am cocoțat pe geam să vorbesc. E ceva neregulă cu asta? Nu, nu, stai că trebuie să te filmez, că m-am cocoțat pe geam. What? Specimenul. De maimuță. Hey, Carlos Curmonimbus. Iar acum o să vedeți ce am filmat. Nu știu de ce arăt încolo. Nu contează. E duminică, suntem în București și mergem la Otaku Fest. E ultima zi de Otaku Festival și suntem aici cu Ani. Ea merge la concert la AC/DC. Daddy! Oh, come on, și să ții. Da, da, e cu AC/DC. Și acum să mergem să-i trezim pe băieți. Ce faci, că? Ai, mă, dar nimica nu-i trezește, ce naiba. Să fac miserie. Oh, bă, nu, bă. Ok, bye. Iată. Ce tare a fost asta. Otaku Fest, ziua a doua. El e chip. Hey, guys. Hey. Bye. Bye. YouTube. Salută oamenii din Timișoara. Ah, ceau oamenii din Timișoara. Funny. Și links in the sidebar to my side, not sidebar, down bar, in my pants. Links in my pants with me, doctor. Bine, tu fac reclamă pe în comment section. Tu pe ăsta e să nu. Adică eu apar dimineața când deschid ușa și îți trădesc când nas și nu faci reclamă? Ba. Adică cum? Adică, eu n-am știut. Vrei să te dau în judecată când mă filmezi? Nu, 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 îți fac reclamă, promit. Îți dau contract. Îți scot acum o foaie și îți scriu că îți dau, îți fac reclamă. Uite, deci, ele truchează, alea cu free hugs, după ce îți dă hug-ul, întoarce foaia și zice, acum dăm bani. Wow. Deci ele truchează, dar numai la unele persoane. Mie mi-au cerut bani. Ce urât. După ce mi-a făcut papii ai să mă deplasez să îi dau un prezentare, dar nu-i tipa aia aici. Unde i-a zis vreo 3. Și ai dat ce zici? Da, am luat-o și pe sus și pe aia întoarce. Dar îmi dăm bani. Euro, dolar, lei, puncte, puncte. Și banii, da? Nu! Da! Zgârcitul, adică da, da, da. De Inter! De iară din nou, de când am prezentat. Nu, nu te-ai prezentat. Da, da, nu m-am prezentat. Nu. Dar am zis că Linz și mai pe. Da, ai zis. Da, ai zis. E mai pe. Hai să avem mai multe mâini, nu? Da, deci, după cum ziceam... Așa? Ce ziceam? Nu știu ce ziceai. Dar pe tine de ce nu te filmezi? O să mă filmezi și pe mine, dar lumea să se vadă. În timp ce vorbești cu mine, dai la altcineva camera conversație să filmeze cineva. De ce? Așa apar că vorbesc cu camera și cei care se uită zice că camera îmi răspunde. Da. Da.
Așa, și-s Carla, și-s frate Mișara. Și mie nu-i facem reclamă, că dacă intri să vezi chestia asta, deja are reclamă că a intrat. Da, eu am reclamă asigurată. So, facem o afiliere, te pun la mine pe Facebook. Faci un banner cu tine și cu Street. Așa, click acolo și scrie acolo. Street, ai auzit? Suntem camera de la hotel. Am venit de la Otaku Fest. A fost ultima zi. Mâine dimineață ne întoarcem acasă. Avem tren la ora 6. Am avut o mică problemă când ne-am întors la hotel. Deci am venit împreună cu Ani și Ani s-a dus la concert la AC/DC. Și când am plecat dimineața de acasă spre fest, a zis că ea vrea să țină cheia. Și am dat ei să țină cheia. Și bineînțeles că ține cheia și în momentul ăsta la concert. Și noi când ne-am întors n-aveam cum să intrăm în cameră. Și l-am rugat pe băiatul de jos. Dacă nu are o cheie de rezervă să ne dea și nu o să intrăm în cameră. Da, și a început să dea telefoane și a vorbit nu știu cât și până la urmă ne-a făcut rost de ea. Da. Dar a fost, ne-a simțit nașpa. A fost embarrassing. Și Ani vroia să meargă de la concert direct la gară, în caz că n-are cu ce să vină. Da, am sunat-o, i-am spus de faza cu cheia. Da, deci o sunăm, îi spunem de faza cu cheia peste 5 minute. Eu merg direct la gară de la concert. Și eu, bine, bine că mi-a zis Ani, mi-a amintit Ana, stai mă, că ne trebuie cheia totuși. Da. Asta e varză. Și avem camera MOV. MOV for the win. Și acolo sunt o grămadă de chestii. Da. Și acolo sunt pijamale. Și acolo sunt bagaje și papuci. Și aici sunt chestii și televizor. Televizor, da. Și acolo e baie. Televizorul e cel mai important. Și baie. Da. Și acolo e priveliște. Școală. Și aici suntem noi care zicem... Bye, bye. Bye, bye. Mai vreau să zic două chestii. Deci, din ou a ieșit chestia asta. Așa, așa. Da. O chestie verde. Și da, mi-am pus pierce. Mi-am pus.